Pentru a activa în afara sistemului de stat, medicii au solicitat unității la care lucrau să le acorde un concediu fără plată pe parcursul unui an. Unde exista un singur medic pe specializarea respectivă, au fost închise cabinetele. Însă, cel mai rău este că, odată plecate, cadrele medicale renunță definitiv la munca în spitalul de stat. Din luna iulie până în prezent sunt 7 persoane care au fost în concediu fără plată, iar la data revenirii la serviciu nu au mai dorit să mai continue activitatea în spitalul județean. Este vorba de 3 medici, 2 asistenți medicali și 2 brancardieri. Astfel, spitalul a pierdut medici pe specializarea diabet zaharat, ORL și neuropsihiatrie infantilă. Motivația tuturor celor care au tras ușa după ei au fost problemele personale. Conform contractului colectiv de muncă, personalul are dreptul la 12 luni în ultimii 5 ani pentru plecarea în străinătate, iar la revenire motivul a fost din motive personale, ei au decis să nu mai lucreze în spitalul județean. Toți medicii plecați din sistemul public și-au deschis cabinete private, de pe urma cărora spun că au venituri și de 5 ori mai mari. Este însă de admirat că aleg o singură cale și nu folosesc drept paravan spitalul pentru a-și crește numărul pacienților la cabinetele private.